Teatrul Național Radiofonic pentru copii. Vă prezentăm în premieră Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi. Traducere de Ion de Goia. Dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Am fost odată de mult, tare de mult. Dar ce prostii spun, să mă prezint. Sunt Buratino, o păpușă din lemn. Cum? Vă miră faptul că vorbesc? Nu trebuie. Și ca să vă dovedesc, o să vă povestesc ceva. A fost odată, într-un orășel de pe malul Mării Mediterane, un tâmplar numit Giuseppe. Într-o zi, pe când scotocea el prin atelier ca să găsească o bucată de lemn, bucata asta de lemn e numai bună. Aia nu e un lucru rău. Pot ciopli din ea ceva, cum ar fi un picior de măsuță. Au, mai ce te rog? Parcă am auzit un țipăt. Sau mi s-a părut? Au, mă doare! De data asta chiar am auzit un glas. Să fi trecut eu măsura la băutură și-mi țiu ea cu urechile. Ce mă tot ciupești? Mai să fie. Bucata asta de lemn chiar e vie. Vorbește! Noroc! Noroc, Giuseppe! Noroc! Dar ce faci? Ce stai tu în genunchi pe dușul mea? Eu? Să vezi... Am pierdut un șurubel, nu mă găsesc deloc. Cum? Un șurubel? Da, un șurubel, uite, ia dă-l încolo de șurubel. Ia mai bine spune-mi, cum mă mai duci, bătrâne, Carlo? E, prost. E. Mă tot gândesc cum să câștig și eu o bucată de pâine. E. Poate mă ajuți tu, îmi dai vreun sfat. E? Nimic mai simplu. Vezi... pe masă o bucată de lemn? Așa, o văd. Ia-o cu tine și du-o acasă. Giuseppe, eu iau scurtătura de lemn, dar ce să fac cu ea? Știi doar că nu am sobă. Te învăț tot eu ce să faci. Iei un cuțit, cioplești din bucata de lemn o păpușă. O înveți să spună cuvinte pline de haz, să cânte, să danseze. Să danse? Și te duci cu ea pe la casele oamenilor. Vei câștiga și o bucată de pâine și un păhărel de vin. Bravo! Bine gândit! Mulțumesc, Giuseppe. Am să cioplesc o păpușă pe care am să o numesc Buratino. Cam așa m-am născut, dintr-o bucată de lemn fermecată. Trebuia să vedeți ce față a făcut bătrânul Carlo atunci când a început să mă cioplească și când a încercat să-mi taie nasul. Dar nu l-am lăsat. Am un nas lung și ascuțit. Unii spun că sunt caragios, dar eu cred că ăsta e farmecul meu. Să fi văzut ce haine frumoase mi-a făcut, din hârtie colorată. Wow, și ce saboți! Era să uit, fesul. Mi-a făcut un fes dintr-un ciorap vechi. Da, ce fes! Avea și moți, săracul Carlo, ca să mă pot duce la școală și a vândut haina. Și mi-a cumpărat un abecedar. Parcă-l aud, ia-ți abecedarul, să înveți sănătos. Și m-a trimis la școală. Let's go!
că trebuie să merg la școală să învăț. Dar școala asta nu pleacă nicăieri. Să mă uit numai. Ascult și merg o fugă la școală. Teatrul de păpuși așteaptă. Doctore, spune-mi, te rog, cât costă un bilet de intrare? 4 bănuți. Omulețule de lemn. 4 bănuți? Știi, mi-am uitat portofelul acasă. N-ai putea să-mi împrumuți 4 bănuți? Hei, nu ți-ai găsit tu fraierul cu mine? Dar ce-ar fi să-mi cumperi haina asta frumoasă? Ia uite, cred că face vreo 4 bănuți. 4 bănuți pe o haină de hârtie? Nu? Ei, nu mă păcălești tu pe mine. Atunci frumusețea asta de scufie. Cu scufia ta poți doar să prinzi mormoloci. Hai, mai încearcă și la alții. Da, da, abecedarul. Abecedarul? Are poze? Are poze minunate. Aha, și da, litere mari, e plin, da, de litere. Da, bine, 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 hai că m-ai convins. Uite, poftim biletul. Wow. Poți să intri. Mulțumesc. Hai, intră, intră. Ia până, păpuși! Cheamă Piero. Astăzi vom juca în fața dumneavoastră o comedie. Da, comedia se numește Fata cu părul azuriu sau 33 de pumn după ceafă. Pe mine or să mă bată zdravă în această piesă. Ce? Cu cuțomagul, cu palmele și cu bă. E o comedie tare haznie. Bună ziua! Eu sunt Arlechin. Atâta vreme am încercat să mă însor, iubita mea, de tine mi-e dor. Nu știu de ce, nu știu de ce m-ai părăsit, încerc să aflu cu ce-am greșit. Draga mea, te aștept să vii. Draga mea, ne vom iubi. Draga mea, nu întârzia, îți voi da inima mea. Draga mea, te aștept să vii. Draga mea, ne vom iubi. Draga mea, nu-ntârzia, îți voi da inima mea. Ați văzut ce găgăuță? Și cum o cheamă pe logodnica ta? Dar n-o să mă mai bați? Ei, na, ăsta n-a fost decât începutul. Da? Ei, în acest caz, pe logodnica mea o cheamă Malvina. Da? Sau fata cu părul azuriu. Da? Ascultați ce spune, fata cu păr azuriu. Da, da. Există așa ceva? Da! Ce-i asta? Ia uitați-vă! Ce-i asta? Eu! Uitați-vă! Aceasta este o păpușă! Da! O păpușă! O păpușă vie! Veniți! Veniți să vedeți! Veniți repede! Ia uitați-vă! Gata, ce înseamnă asta?
asta? Ce-i gălăgie asta? Gata, trebuie să continuăm spectacolul. Păi gata, ne trăiți la locuri. La locuri. Piero, Piero, Alechino, la locuri. Continuăm spectacolul. Ce se întâmplă, Durenar? Cine îndrăznește să-mi strice spectacolul? Stăpâne, ia aici un omuleț de lemn, stăpâne. Vreau să-l văd imediat. Uitați-l, ăsta e. Jadar, tu ești acela care ai tulburat reprezentația prea frumoasei mele comedii. Domnule, eu n-am vrut. Ei, cum te cheamă? Buratino, domnule. Măi, enervat cumplit. Și dacă stau să mă gândesc bine, drept pedeapsă, cred că te voi arunca în foc. Sărman și nefericit mai sunt. Aveți milă de mine. Nu mai ură. Noroc, stăpâne. Să-ți mă stingerei. Să vă fie de bine, domnule. Să mă mulțumesc. Hei, dar părinții tăi unde sunt? Eu n-am avut niciodată mamă. Sărâncuțul de mine! Hei, mamă, țipa! Că mă înțeapă în ureche! Să vă fie de bine! Mulțumesc, ascultă! Dar tatăl tău unde este? Bietul de el. Eu eram singurul lui sprijin la bătrânețe. Aveți milă, nu mă aruncați în foc. Milă, mii de dragi, nici o milă pe foc cu tine. Aici în sobă, aici în sobă. Nu pot, domnule. Poftim? Eu nu pot țări în foc, fiindcă am mai încercat odată să-mi vâr nasul într-o sobă, dar n-am izbutit să fac decât o gaură. Ce zice? Ce prostii spui tu acolo? Cum să găurești o sobă? E adevărat că soba era desenată pe o pânză, dar eu... Cum? Da, ce zice asta? Cred că tatăl meu, Carlo, a desenat-o ca să astupe cu ea o ușiță. Tatăl tău e Carlo? Da, domnule. Ce zice, stăpâne? Ce-o fi asta? Probabil că în casa lui Carlo se află ascunzătoarea. Ah, stăpâne, așa e. Dar nu mai am cheița de aur. Ia, mă voi aruncați în foc. Nu, stăpâne, nu-l aruncăm. Știi ce? M-am răzgândit. Te iert. Ce? Îți mai dau și 5 galbeni să-i duci bătrânului Carlo să nu moară de foame. Haide, ești liber. Hai, dai drumul. Mulțumesc, domnule. N-ați fi putut încredința banii în mâini mai demne de încredere. Vă mulțumesc, domnule. La revedere. Noroc, stăpâne, poate ne duce la cheiță. Bine că am scăpat nears. Cu banii ăștia să-i cumpăr eu lui tata Carlo o mulțime de plăcinte cu mac și mai... Buratino! Mă dat și o vulpe, mi-am văzut mănuții. Ia să-i ascund. Bună ziua, bunul meu, Buratino! Bună ziua! Dar unde te grăbești asta? Chiar. Spre casă, la tata Carlo! Nici nu știu dacă ai să-l mai găsești în viață, da. Din cauza foamei și a frigului. Da? Da, pe ăștia, i-ați văzut? Da, ce faci tu cu bănuții ăștia? Da, chiar! Ei, am să-i cumpăr o haină lui tata Carlo. Da, și apoi o să-mi iau eu înapoi abecedarul. Un abecedar? Da. Mi-au de mine și de mine. Un abecedar, dă-i banii aiurea. Uite, noi, adică Alice și cu mine, am tot învățat, dar nu ne-am folosit la nimic. Și vezi bine cum am ajuns. Eu, fără un ochi, da? Și ea... Of, șchioapă de un picior rău! Sărăcuța de ea! Da, arătați destul de ciudat împreună. Mă rog! Nu vrei mai bine...
cabă-n nuții tăi să se facă de 10 ori mai mult. Nu vrei? Da, 10? Că vrei. Dacă îi mulțesc, o să-mi rămâne și pentru dulce. Firește că aș vrea, dar cum se poate face așa? Foarte simplu, spune-i tu, Alice. Da, să-ți spună, Alice. Da, am să-ți explic imediat, dragul meu. În țara Gogomă. Da, adică unde mergem și noi. Da, se află o câmpie fermecată. Numită Câmpia Minunilor. Minunilor, da. Pe acea câmpie sopi la miezul nopții cu năsucul tău. Da. O gropiță. Spui de trei ori, să nu uiți, de trei ori. Și crex, fex, pex. Ai reținut? Ai reținut? Crex, fex, pex. Asta e, bravo. Bravo. Pui în gropiță un galben. Ben. Îl acoperi cu pământ. Presari puțin în sare. Are. Și aștept. Dai nu mai prostii, spui Alice. No, nu aștepți. Mai bine dormi. Da. Și a doua zi dimineață. Neață, da. Din groapă, din gropiță, va răsări un pomișor care în loc de frunze va avea vandea. Motanul Bazilio mă numesc și nu vreau să te păcălesc. Un singur ochi mai am acum, ai putea crede că-s nebun. De mine toți zic că-s și reată, dar nu-s decât o vulpe șchioapă. În mine poți să te încrezi, așteaptă numai și-ai să vezi. Vino-n țara gogomanilor, să vezi puterea banilor. Câmpia minunilor te așteaptă, nu este noapte să stai pe-o groapă. Crex, de trei ori spui și în groapă un galben pui. Și-apoi când ai să te trezești, fii bogat ca în povești. Ai priceput, buratina? Ce minciuni gogonate! Poftim? Bazilio? Da, Alice? Hai să mergem! Să mergem! Nu ne crede și nici nu trebuie! Ai dreptate! Să mergem! Aoleu, dar dacă o fi... Stați! Vă cred! Așteptați-mă și pe mine! Așa, da! Să mergem, buratino! Hai, treci, ușor să ajungi în țara gogomanilor. Mor de sete. Și eu miau de foame. Uite un han. Da, han. Nu ne-ar strica ceva de mâncare. Da. Haideți să intrăm. Hai, Poftiți, onorabili oaspeți. Da. Jupâne, dă-ne rugute trei cojițe de pâine. Cum? Trei cojițe de pâine? Veselul și prea înțeleptul Buratino glumește, jupâne. Sigur că da, jupâne. El a vrut să spună așa: dă-ne trei cojițe de pâine și pe lângă ele, uite, miau, nu, mielul acela bine rumenit, da, și purcelușul acela de lapte. Da. Bazilio. Da. Da, uite, și perechea aceea de porumbel. Da. Și niște ficăței. Da. Și neapărat trei carafe cu vin. Vine! Bazilio! Nu mă întoarce atât! Acum că am mâncat atât de bine, să ne odihnim un ceas, da. Și la miezul nopții fix, da, fix, plecăm! Da. Hai, da, o
să ne culcăm. Da, da, hai. Da, da. Hai, adorme. Așa. 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 Stai să-i mai torc puțin. Domnule Buratino, treziți-vă, domnule, treziți-vă, domnule. Este miezul nopții. E miezul nopții. Da, da, prietenii dumneavoastră au plecat deja. Au plecat? Au lăsat vorbă să mergeți și dumneavoastră pe drumul care duce spre pădure. Spre pădure? Bine, atunci plec și eu. Și masa cine o plătește? Masa? Bine, dar eu n-am încă de... Oh, m-au păcălit de data asta. Dar n-am ce face, trebuie să plătesc. Oricum ajung eu în țara gogomanilor și fac rost de bănuți. Poftim, jupune. Un galben. Și să auzim de bine. Bine. Ce noapte neagră. Unde ur fi motanul și vulpea? Cred că am zăbovit cam mult la han. Ia să merg eu mai repede. Hai tu, mă urmărește cineva. Hoți! Sunt doi și au niște saci pe capete. Mai bine pun mănuți în gură ca să nu-i găsească. Stai pe... Stai pe loc! Banii sau viața? Unde ți-s banii? Banii, pușlama! Te sfârși în bucat! Iar eu îți mănânc capul! Ia uite unde-s banii! Singura șmecheră! Ia apucă-l de picioare! Ia să-l scuturăm bine! Am obosit! Nu merge! Nu merge! Ce facem? Ia, să-l atârnăm cu capul în jos! Bună idee! Așa, prinde tu frânghia, da, bine! Pedro, așa! Ține-o, ține-o bine, ține-o, da, bine, da, da, așa, 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 acum fă nodul! Dar nu știu să fac nod! Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Așa! 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 Și acum sus! Ridică, nu mai poți, ridică, să-mi scap! Îmi scap, îmi scap! Hai, 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 ține-o! Ia! Așa! Așa, și acum? Ei, acum, acum așteptăm să deschidă gurița și să-i cadă bănuții. Auzi, Hanis, n-a crezi că ne-a recunoscut? Cu saci ăștia pe cap. Hai. Am încurcat-o, se face ziua. Trebuie să fugim. Ai dreptate, hai. Ai călcat pe coadă! Artemon! 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 Artemon, unde ești? Ce e asta? Asta e Buratino! Vai, Artemon! Chiamă repede pe cineva. Hai, hai, du-te. Trebuie să-l dăm jos pe bietul Buratino. Să-l ducem în casă și să chemăm doctorul. Vai, vai, vai. Așa. Ei, cum e? Pacientul este mai mult mort decât viu. Ah, ba, eu spun că pacientul este mai mult viu decât mort. Oare cum să-l lecuiesc? Oh. Cu untură de pește. Fără
untură de pește. Cu untură de pește. Fără untură de pește. Cu untură de pește ori fără, hotărâți-vă odată. Cu untură de voie de untură de pește. Mă simt foarte bine. Vezi, am avut dreptate. Am avut dreptate. N-ai ce să zic. Fără untură de pește. Fără untură de pește. Buratino. Buratino, te rog foarte mult, strânge ploapele. Așa. Astupă-ți nasul și hai, bea. Nu, hai, te rog, te rog. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine mor decât să iau untură de pește. Hai, hai, acuși, acuși. Wow. Așa, gata. Și uite așa, am scăpat cu viață din labele celor doi tâlhari. Am scăpat cu viață și cu patru galbeni, că unul l-am lăsat la Han. Și unde mai pui că am ajuns în casa fetiței cu părul de azur. Poate vă întrebați cine este. Ei bine, această fetiță era cea mai frumoasă păpușă de la teatru de păpuși al domnului Carabas Barabas. Ne mai putem drăbda ieșirile grosolane ale acestuia. Fugise de la teatru și se așezase în căsuța singuratică din poiana Azurie. Cum? Cine e Artemon? Păi credem că v-ați dat seama. Cățelul ei, un pudel foarte frumos. Oricum, toate animalele pădure o iubeau pe fetița cu părul de azur, așa cum și ea le iubea. Și ei duceau împreună o viață liniștită. Da, până am apărut eu. Nu știu de ce, dar își pusese în minte să mă învețe carte. Nimic rău până aici, însă vedeți voi, eu rămăsesem cu gândul la ce-mi spuseseră vulpea și motanu, că rămâi șchiop, că ajungi șchior. Așa că într-o noapte, ajutat de un liliac, am fugit din căsuța fetiței cu părul de azur spre țara gogomanilor. Bravule și curajos! Da. Trebuie să fii căzut din lună, nu? Unde am ajuns? Auzi, Alice? Da. Alice, ce e ciudat. Cum a rămas viu. Lasă tot răul spre bine. Ai dreptate. În sfârșit, da. În viața, Basilio. Sigur. Ai ajuns și tu în țara gogomanilor. Manilor. Am ajuns în țara gogomanilor, da. Vezi așezarea aceea? A, o văd, da. Vezi casele dărăpânate? Le văd. Vezi motania, da, aceea, cu ceasuri, cu lanți de aur la buzunar. Da, ei au. Da. Da, care se plimbă pe stradă. Îi văd, ce-i cu ei? Bine că-i vezi, cum ți se par? Înstăriți. Acum înțelegi? Ce? Spune-i tu, Alice. Preastimații de pe stradă sunt aceia care au semănat bănuți în câmpia minunilor. Ei sunt. Da, ei da. Sunt, da. Astăzi este ultima noapte, ultima, când se mai poate semăna. Ultima? Oh, ultima. Spre dimineață. Zii tu, Basilio. Să-i zic eu? Hai, zi tu. Spre dimineață vei culege o grămadă de bani de aur. Da, spune-i tu. Sper că mai ai galbenii, nu? No. Am patru, ca unul. Pot, deci, să-i îngrup aici? A, nu că poți. Trebuie. Acum? Neapărat. Uite, ai aici și o lopată. Da. Repede, Basilio. Sper să mai țin minte ce trebuie să fac. Țin minte, țin. Ah, dar voi vă rog să mergeți mai încolo. Hai, cum să nu? Doar nu vrem să vedem unde îngrop tu
nu, Doamne ferește! Sigur, nu! Mai încolo, mai, așa! Ia să sac-o, pa! Așa! Pun bănuții și spun ce? Crex, fix, pix! Bun, astup! Pun sare! Ce bine că am luat de la Han! Așa, sare, psuf, și aștept! Sau dorm? Nu, nu, mai bine aștept. Aștept. Alice, tu vezi ce văd eu? Ăsta așteaptă. Ăsta așteaptă și nu are de gând să adormă. Și ce facem? Ce facem? N-am nicio idee. Gândește-te. Ba da, am o idee. Du-te în oraș, cheamă doi buldoci polițiști și spune-le așa. Ce? Domnilor buldoci polițiști, un hoț în groapă ceva, repetă. Domnilor polițiști, un hoț în groapă ceva. E foarte bine. Bună idee. Păi nu? Ori să-l ia la poliție. Iar noi, adică eu. Ai spus ceva? Dar nu. O să împărțim bănuți. O să-i împărțim. Hai, du-te, da, Alice. Duc. Ai grijă. Da. Aștept. Și nu dorm, aștept. Ce prieteni buni, mă ajută să înmulțesc bănuții. Oare câți galbeni o să culeg eu din copac? Mulți. Și nu se mai face zi odată. Aștept. Și nu dorm, aștept. Hai la poliție! Ți-am spus eu, Alice, că o să meargă. Ce fraier! Dar eu stai puțin. Stau. Ce avem noi de făcut acum? Noi acum avem de împărțit banii. Da, ce, dragă? M-ai călcat iar pe coadă. Ai, însăvârșit. Trei fără de legi, ticălosule. Ești fără căpătâi, fără buletin de identitate, și fără ocupație. Hai, ia-ți cu tine. Ce ciudat! Uite, pare un fel de caracatiță. Ia uite, are nas de baz. Dacă ne mănâncă, uac. Toți băieții și toate vedințele și-au băut lăpticul. Și acum dorm în pătuțurile lor calde. Numai eu stau pe o frunză udă. Vorbește! Roscuțelor, dați-mi rugvă ceva de mâncare. Stai. Un gândac mort. Și o râmă, dacă dorești, îți putem da. Un gândac și o râmă. Ce scârboșenie. Ce îngânfat. Auzi la el să refuze bunătate de gândac. Știi ceva? Stai așa, hai să o chemăm pe bunica Tortilia. Bunica, da. Păi bunica. Poate știe ea ceva care să-i placă. Sigur știe bunica. Hai. Bunica Tortilia. Bunica Tortilia. Uac, m-a strigat cineva. Da. Noi, bunico. Noi, bunico. Știi, bunico, am găsit în iaz caracatița asta cu nas de varză. Uac, da, bunico, nu știm ce să facem cu ea. Da, nu știm. Nu sunt caracatiță, sunt o păpușă vie. Iar acesta e nasul meu. Nasul tău. Și ce cauți tu aici? Am venit
în țara gogomanilor, împreună cu doi prieteni, un motan, Chior și o vulpe șchioapă. Știi? Avem niște bănuți. Și mi-au spus că dacă îi îngrop în pământ, pot să-i înmulțesc. I-am îngropat-o, dar pe urmă au venit polițaii și... Ai, băiețași, băiețași, tu ești fără minte, băi, și credul. Păi tu trebuia să stai acasă, să înveți carte. Păi țara gogomanilor ți-a trebuit. Află, află că banii tăi au fost furați. Știi de cine? Tocmai de prietenii tăi. Cum așa? Când s-au oprit lângă iaz, i-am auzit eu lăudându-se așa, cum au dezgropat ei banii, și apoi i-au împărțit. Nemernici! Mă, băiețaș, tu ești fără minte, mă, și credul. De ce mă bag eu acum? Uf, uf, uf. Cum o să mă întorc la tata Carlo? Bunica Tortilia, ajută-l! Teolin, ajută-l! Ajută-l! Păi da, păi vedeți că eu am mai ajutat odată un om. Și după aceea știți ce-am pățit? A făcut din bunicii mei piepte de băga. Hai, lasă, bunico, lasă asta acum. Trebuie să-l ajutăm, te rugăm mult. Ajută-l, bunico. Ia spune, cum te cheamă? Buratino. Buratino, uite, șezi tu aici. Da. Iar eu mă înduplec, o să mă duc așa până în fundul iazului. Da? Poate am să găsesc ceva acolo care să-ți fie de folos. Da? Da. Buratino, știi, bunica Tortilia cunoaște o taină foarte mare, ai să vezi. Foarte, da. Foarte mare. Buratino, ține, ține cheița asta de aur. Cândva a scăpat un iaz, un om mare, cu o barbă lungă, se vede ca în ea. Mi-a spus la ce folosește, dar nu mai țin minte mare lucru. Am uitat că sunt bătrân. Stai, că tot îmi aduc aminte. Da, că trebuie să deschizi cu cheița de aur o anumită ușă. Da? Și că acest lucru îți va aduce fericirea. Ca să vezi, bunică Tortilia, îți mulțumesc tare mult. Acum mă pot întoarce la tata Carlo. Îți mulțumesc. Atunci mergi cu bine, Buratino. Să ai grijă să nu pierzi cheița de aur. Nu, rămâneți cu mine. Tortilia, ce broască binevoitoare! Așa mi-e o mereu noroc să scap cu bine din orice încurcătură. Nu zic aș merita, dar știți vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Un mic amănunt. Nu știam drumul către casă, așa că am luat înapoi pe drumul către căsuța fetiței cu părul de azur. Și cum mergeam eu așa, fără griji, deodată am zărit o mogâldeață urmărită de doi dulăi. M-am ascuns sub niște frunze și când mogâldeața a ajuns în dreptul meu, am tras-o repede lângă mine. Surpriză! Era
chiar Pierrot. Pierrot, ce-i cu tine? Buratino, ascunde-mă cât mai iute. De ce? Domnul Carabas și un servitor de-al lui pe nume Duremar mă urmăresc zi și noapte. A angajat în orașul gogomanilor doi dulăi fioruși și s-a jurat să mă prindă viu sau mort. Aole! Liniștește-te, Pierrot. Liniștește-te. Uite, gata, nu câinii au plecat. S-au dus. Uite, uite. S-au dus? Nu mai sunt? Nu mai. Ce bine că sunt viu. Sunt încă viu. Liniștește-te. Ia spune-mi, dar de ce te urmărește domnul Carabas ăsta? Fiindcă i-am aflat taina. Taina? Da. Ce taină? Am aflat taina cheiței de aur. Cum? Da, într-o seară a venit Durămar și i-a povestit unde se găsește și cum poate fi obținută. Nu, despre cheița asta vorbești? Wow! Da, da, e cheița de aur. Numai că nu am mai apucat să aflu și ce ușă trebuie să deschizi cu ea. Liniștește-te, Pierrot. Da, nu. Cât să spună despre ușă, m-a descoperit. Știi, trăgeam cu urechea și fiind foarte concentrat la ce spunea, am alunecat și am căzut din ascunzătoare. Și așa ai ajuns să fii urmărit de fiorosul de Carabas. Da, da, nici nu știu unde să mă mai duc acum. Liniștește-te. Poți să vii cu mine. Unde? La fata cu părul de azur. Cum? Așa. Cum? Fata cu părul de azur? Da. Tu știi unde este? Malvinuța! Ia! Malvinuța! Du-mă, te rog, la ea, te rog! Hai, să nu mai pierdem timpul, că imediat trebuie să apară și Carabas. Da, auleu, auleu, hai, hai să mergem! Hai, liniștește-te, doamnă, te rog! Nu, domnule Carabas, aici am auzit eu, aici trebuie să fie! Parcă ai intrat în pământ, lasă, că-l prind eu Duremar! Degeaba, degeaba, domnule Carabas, mai bine, hai să mergem mai bine la iazul despre care ți-am povestit. Și de ce? Să luăm cheița de aur chiar de la broasca Tortilia! Pe toți dracii, haide să mergem! De el eu mă feresc. Am o soartă crudă, din teatru am fugit. Iubitul meu lopotnic atunci l-am părăsit. Iubitul meu, pe unde ești? La mine oare te mai gândești? Iubitul meu, cât îmi doresc în calea mea să te întâlnesc. Iubitul meu, pe unde ești? La mine oare te mai gândești? Iubitul meu, cât îmi doresc în calea mea să te întâlnesc. Malvina! Pierrot! Dragostea mea! Dragul meu! Și Buratino! Da, da! Voi aici? Da! Malvina! Dragul meu! De când ai plecat, nu mai mănânc, nu mai dorm. Da, și răcită într-una. A fugit Malvina pe plaiuri străine. Logodnica mi scumpă, s-a dus, nu mai vine. Plâng de atunci într-una și mă tot gândesc. Viața am de păpușă să o părăsesc. Dragul meu, iubita mea. Trebuie să fugiți repede. Ce? Să vă salvați. Tocmai acum. Păi, oh, Doamne, am făcut o mare greșeală. Ce? Și odată ce s-a întâmplat? Păi, Carabas și cu servitorul lui Duremar. Așa, ce cu el? Vectorul acela de lipitori. Dar ce cu ei? M-au tras de limbă și eu proasta le-am spus despre cheița de aur. Și nu înțelegeți, vine să ia cheița. Fugiți, știe că era voi. Trebuie să plecăm. Stați, stați, stați.
panică. Strângeți câteva lucruri, luați ceva de mâncare și să pornim la drum. Domnule Carabas, cred că i-am pierdut. Pe chicălosul ăla de Buratino am să-l tai în bucăți cu priceamul. Nu, calmați-vă, calmați-vă, domnule Carabas. Gata, lăsați-l în pace, și așa e târziu. Uitați, s-a lăsat și întunericul. Mie și foamea, am obosit. N-ar fi mai bine, domnule Carabas, să ne adăpostim și noi în hanul ăla. Uitați peste drum acolo. Cred că ai dreptate, Durel Mar. E o foame de lup, nu alta. Haide să intrăm. I-ați văzut? Da, era cât pe ce să ne prindă. Să mergem mai departe. Până mâine dimineață o să fim în siguranță. Nu, am o idee. Ce-ar fi să aflăm chiar de la ei ce ușă deschide cheița de aur? Ai nebunit! Oh, mi-e frică! Nu, așa o să fac. Voi așteptați-mă afară, da, și fiți pregătiți să fugim în orice clipă. Hai, Malvina, ce curajos e Buratino ăsta. Tare curajos. Da, mi-e frică cumva răul de Carabas să-l prindă. Aoleu! Ce-ar fi să-l trimitem pe Artemon așa acasă la tata Carlo, să-l anunțe de pericolul în care se află Buratino? E bună idee! Așa facem! Hai! Wow, bine că nu m-au văzut. Dar cum ajung eu lângă masă? Uite niște ulcele goale. Ia să intru eu într-una din ele. Așa. Foarte bună, domnule Carabas, friptură. Șăpâne, da, ce facem cu oasele? Șăpâne, adu-ne, rogu-te, o ulcică goală să punem oasele. Uite care oasele. Iată, onorabile. Dă, Doamne, să ia ulcica în care mă aflu eu. Da, poftiți. Hai, las-o aici, e bună să punem oasele. Da, ia zici. Ce spuneai, stăpâne? Am să-l iau pe Buratino în palmă, iar cu palma cealaltă am să-l pocnesc atât de zdravă încât n-o să mai rămână nimica din el. Nimica să nu mai rămână din el. Auzi, stăpâne, doar cheița. Da, da, dure mar. Cheița de aur pe care mi-o doresc. Dacă și-o dorește atât de mult, înseamnă că știe și unde să o folosească, da? Da, da. Un popor ciudat, prost dilem lucrat, sunt stăpân versat, tartor de păpuși, cruntul Barabas, cruntul Barabas. Orice păpușică tremură de frică, fiindcă lor nănașă, lia mea trămașă, cea cu șapte șnururi, cea cu șapte șnururi, cu ea-l dresez și-l înfricoșez pe-al meu blând popor, ce cântă de zor și-adună cu spor la bănuți în șir pentru al meu emir. Pentru al meu emir. Așa, mai toarnă, toarnă, Durmaz. Așa, s-a amețit bine de tot. Ia să profit că e cam bea ce să-l întreb. Dezvăluie taina, nefericitule! Dezvăluie taina! Ce-i asta? Duremar, tu ai vorbit? Nu, eu stăpâne, jur pe cuvânt că nu am vorbit eu. Atunci înseamnă că mi s-a părut. Hai să mai... Dezvăluie taina, nefericitule!
altfel nu vei mai putea să te ridici de pe scaunul pe care stai. Cine? Stai, ce stai? Nu poți să te mai ridici? Care taină? Unde se află ușa secretă? Spune că de nu o să arzi în flăcările iadului. Spun tot, dar taci, nu mai blestema. Ușa secretă se află în spatele sobei desenată pe pânză, în casa bătrânului Carlo. Onorabile, onorabile, dar ce ai? Ești galben ca ceara. Lasă-mă în pace! Nu mai vreau nimic! Păstracii, Buratino! Buratino era în ulcita aia care s-a spart! Buratino! Da! Nemernicule, te distrug! Pune mâna pe el! Prinde-l, Buratino! Nu vrei să poți! Om rău ce ești! Buratino, prinde-l! Caravaș, când m-a văzut, au încercat ei să se ia după mine, dar de beți ce erau, nu prea aveau spor. Oricum, Artemon a reușit să-l aducă pe tata Carlo, care aștepta afară cu Malvina și Pierrot. Ce s-a mai bucurat când m-a văzut, nici nu vă puteți închipui. Era să uit, în Han se aflau și cei doi, Vulpea și Motanu, ghinionul lor. Tata Carlo avea un ciomag, iar ce-a urmat, vă puteți imagina. Apoi am plecat toți cinci înspre casă. Tată, da? Ia un ciocănel și un clește, da? Și dă jos de pe perete pânza aia găurită. S-o dau jos? Da. Dar de ce vrei tu, băiatul tatei, să scot eu de pe perete minunăție de tablou? Iarna, mă uit la el și mi-închipui că acolo e un foc adevărat și că în ceaun se găsește o mâncărică adevărată de berbec cu usturoi. Tată, îți dau cuvântul meu păpușeresc de onoare că vei avea un foc adevărat în sobă și mâncărică adevărată în ceaun. Dar dă-te rog jos pânza aia. Bine, dacă tu crezi asta, bine, fie. Așa. Uite, o dau jos. O ușă? Iar pe ușă este ceva sculptat. Da, este o păpușă de lemn. Este chiar portretul lui Buratino. Da, exact așa îmi și închipuiam că trebuie să fie. Iată și cheița ușiței. Da. Se vede treaba că ușița asta, precum și cheița de aur, au fost făcute tare de mult de un meșter iscusit. Da, da. Să deschidem ușița. Deschidem. Da, așa. Ce frumusețe! Ce castel minunat! Priviți, priviți ce turnulețe frumos lucrate are! Eu credeam că o să găsim aici cel puțin o grămadă de aur sau de argint, dar văd că ne-am ales tot cu o jucărie veche. Veniți repede! Ce este? Ce este? Uite! Buratino, a găsit încă o cheită! Asta trebuie să fie de la ceasul acela din turnuleț. Da, am o idee. Ce? Ce-ar fi să întoarcem ceasul? Da, da, hai. Așa. Hm?
de păpuși? Și ce frumos este! Da, un teatru numai al nostru! Ah, Piero, vom putea juca din nou în piese! Da, 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 eu voi scrie o comedie în versuri splendide, iar tu, Malvina, vei avea un rol foarte important! Așa, o să puțin, da, da, stați puțin, copii, da, stați, da, puțin, dar când o să mai învățați? Oh, oh. Dimineața vom învăța! Iar seara vom juca! Da, da. Scena acestui teatru vom monta o comedie. Știți care? Care? Cheița de aur sau nemaipomenitele aventuri ale lui Buratino și ale prietenilor lui. Bravo! Bravo, Buratino! Artemon se va ocupa de recuzită și de costume. Iar tata Carlo, da, va cânta la flașnetă pentru înveselirea onoratului public. Da, așa, bravo, 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 Buratino! Da, dar stați, stați puțin. Dar tu, Buratino, ce rol ai dori să ai în teatru? M? Cum? Da, zi! Nu ghiciți? Nu! Eu o să joc în piesă propriul meu rol și o să devin celebru în toată lumea. Buratino, Buratino, omuleț micuț de lemn. Buratino, Buratino, râs într-una la un semn. Buratino, Buratino, toți copiii te privesc. Buratino, Buratino, toți copiii te îndrăgesc. Buratino, Buratino, omuleț micuț de lemn. Buratino, Buratino, râs într-una la un semn. Buratino, Buratino, toți copiii te privesc. Buratino, Buratino, toți copiii te îndrăgesc. Ați ascultat Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi, traducere de Ion de Goia, dramatizare radiofonică de Mihnea Chelaru. Distribuția a fost următoarea: Buratino, Alexandrina Halic; Giuseppe, Ion Arcudeanu; Carlo, Ion Siminie; Crainicul, Șerban Georgevici; Piero, Marius Rizea; Arlechin, Mircea Constantinescu; Carabas Barabas, Alexandru Georgescu; Duremar, Petre Lupu; Motanul Basilio, Eugen Cristea; Vulpea Alice, Ioana Chelaru; Broasca Tortilia, Genoveva Preda; Cârciumarul, Eugen Racoții; Fata cu părul azuriu, Delia Natea; Cucuvaia, Daniela Ioniță; Broasca, Violeta Berbiuc; Broscuțele, Oltița Chirilă și Corina Dragomir; un polițist bulldog, Gelunițu; al doilea polițist bulldog, Aurelian Georgescu; producător, Irina Soare; regia de montaj, Bogdan Golovei și Robert Vasiliță; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; muzica originală, Cristian Matei; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2006.